într-o atmosferă atât de încărcată de emoție, credem că e nevoie de o încărcătură spirituală acum și de aceea am vrea să-L chemăm pe Domnul să fie prezent în aceste momente. Vrem să-L invităm pe Dumnezeu să fie personajul principal la această căsătorie și de aceea prin fratele păstor Sabin Văran vom cere ajutorul și prezența lui Dumnezeu peste lucrarea care ne stă în față. Să ne rugăm, dar Domnul. Care se vor ridica în numele Tău și vor predica Evanghelia, fă ca încă o dată prin Duhul Tău cel Sfânt și astăzi să deschizi inimile noastre, să ne cercetezi și să ne vorbești. Așteptăm harul Tău și îndurarea Ta peste noi și fie în toate numele Tău binecuvântat. Amin. Amin. Pe dumneavoastră, cei invitați la nuntă, vă invit să ocupați locurile. Mirele și Mireasa vor mai rămâne ridicați pentru câteva momente, doar pentru că dorim să-i puteți vedea dumneavoastră mai bine și în același timp să le adresez un cuvânt special de bun venit în locul acesta. Un cuvânt de bun venit în calitatea pe care o au de Mire și de Mireasa. Mirele de astăzi este Andrei Ungureanu, Mireasa este Ioana Radomir, doi tineri iubiți de Domnul, prețuiți de dumneavoastră, pe care dorim ca astăzi Domnul să-i unească cu îndurarea Sa pentru tot restul vieții lor. Fiți dar binecuvântați în această zi specială și fie îndurarea Domnului peste voi. Am de asemenea bucuria de a sluji astăzi împreună cu tatăl Miresei, cu fratele Nicu Radomir, pe care îl invit în aceste momente să spună un bun venit invitaților pe care i-are astăzi la noi. Mulțumesc, frate păstor, pentru oficiul de gazde pe care l-ați făcut, primind Mirii, primindu-ne pe noi la altar. Dați-mi voie ca, în calitate de tate al Miresei, parte a familiilor părinților, să vă spunem la toți invitații lor și ai noștri, bine ați venit la nunta lui Andrei și a Ioanei. Doresc ca să vă simțiți bine, doresc ca această nuntă, de la început până la sfârșit, și de fapt toată viața lor să fie o cinste și o laudă la adresa lui Dumnezeu, să-L onoreze pe Dumnezeu și în același timp să fim plini de bucurie fiecare dintre noi în locul acesta și când se termină să spunem ce puțin a fost și am vrea să mai fie. De aceea doresc ca să vă binecuvinteze Dumnezeu, să vă simțiți bine și împreună, alături de ei, să stăm înaintea lui Dumnezeu când vor spune acest frumos da unul pentru altul, pentru toată viața, până când moartea va despărți. Să vă binecuvinteze Dumnezeu pe voi, împreună cu ei și pe noi toți. Fiți bineveniți încă o dată. Amin. Desigur că fratele păstor Radomir va mai avea un cuvânt astăzi. Îl chemăm să aibă un cuvânt pentru cei doi, pentru copiii lui și pentru noi toți, dar nu înainte de a lăsa tinerii să-L laude pe Domnul, Denisa, cred că va face lucrul acesta în momentele următoare și apoi ascultăm un cuvânt venit din partea Domnului prin fratele păstor Radomir. Ați venit la altar, rostit jurământul dragoste, cați flori în cer, cu lacrimi șoptite din mai. Văd mei și îngerii în zborul lor. Ei nu înțeleg ce taină se ascunde în voi. Doar Tu ai știut de la început ce iubire se va naște între ei, doar Tu.
amândoi numai în tine. Dragostea ce v-a unit e un cântec nesfârșit din Dumnezeu. Doamne, mereu voi să răspundească-n jur mireasma ta, ca cei din jur să vadă ce înseamnă iubirea și să înțeleagă taina ce se ascunde în voi. Doar tu ai știut de la început ce iubire se va naște între ei. Doar tu i-ai ascuns în dragoste să se întâlnească amândoi numai în tine. Să se întâlnească amândoi numai în tine. O să mă duc pe partea dreaptă să vă văd pe toți.